probabil logic ar fi să încheiem cu rugăciune, mai că fanfarele mai au încă două cântări, așa că nu putem. Și vă cer să aveți îngăduință și răbdare încă pentru câteva minute, să avem și din Cuvântul Sfânt câteva lucruri care să învioreze inimile noastre. Am avut multe gânduri în legătură cu predica de astăzi. Știam că nu va fi mult timp, deși programul e altfel, însă și știam că sunt mulți tineri. Mi s-a spus că aici, în Pennsylvania, biserica e tânără. Și e adevărat, și ca vârstă a membrilor, dar și ca număr de copii pe care îi aveți. Și poate ați observat că la noi, la fanfară, încurajăm și generația mai nouă. Unii care nu se văd așa bine, deși stau în picioare, bat tobele la baterie, învață să cânte, și fratele de acolo, care e un american de profesie în legătură cu muzica, îi instruiește. Și e atâta bucurie pentru noi să vedem cum copiii, ca și cum suntem pădurea cea bătută de vânturile aspre, reci, ce-și crește azi înviorată mlădițele lângă poteci, și să vedem cum generația nouă se ridică între noi și iubește pe Domnul și laudă pe Domnul. Și din textele pe care le-am gândit să fie potrivite, am ales Daniel capitolul 3. Cunoașteți întâmplarea și de aceea n-am mai citit-o la vremea potrivită, timpul e înaintat. E vorba de trei tineri rupți de la familie, rupți de țară, rupți de cei dragi. E vorba de Hanania, Mișael și Azaria, niște tineri evrei, ce vârstă n-aș putea să spun, nu ne este dată, putem numai să facem așa speculații, între 15 și 18 ani, sau 12 și 16 ani, în Babilon, într-o țară care a subjugat pe evrei, i-a dus în robie, sunt robi, am spune da, dar sunt elita evreilor, da, elită, că îi pregătește împăratul să vorbească limba împăratului și a Babilonului și în cărțile Babilonului și în știința Babilonului și în mâncarea Babilonului și în luxul Babilonului și în idolatria Babilonului, îi crește să fie ca niște babilonieni. Și vă spun o teamă pe care o am, că am fugit din România de un pârjol roșu care vroia să pună mâna pe tineret și pe gândurile copiilor și al școlarilor, și am ajuns într-o țară care am spus că e creștină. E o țară în care se vestește numele Domnului și trăiește pentru Dumnezeu, și ne dăm seama că, vai, câtă rușine! O țară ca America să ajungă să trăiască în cloaca cea mai murdară a păcatului. Și în țara aceasta trăiește generația nouă care se ridică. Și cu intenție am luat textul acesta și pentru cei mai în vârstă, dar și pentru tineri. Și e inima mea pe care vreau să vă storc înainte, în legătură cu trei tineri care au spus nu păcatului, nu idolatriei, nu rușinii care este într-un Babilon care vrea să pună ca o caracatiță toate tentaculele asupra minții și a inimilor. Și aici sunt Șadrac, Meșac și Abednego. Sunt în Valea Dura, e valea în care împăratul a zis să facă o adunare mare și toate împărățiile pământului să fie adunate la un loc ca să se închine chipului pe care l-a turnat el din aur. Aici e bogăție,
în Valea Dură, aici împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți. Nu se spune, e chipul împăratului, e un chip de animal, e un chip de idolat, de idol, nu știm, dar mă întrebam de ce oare cei mai mulți comentatori că e chipul împăratului, că lui să se închine. Numai că la 60 de coți, la vreo 30 de etaje în sus, cine îl mai vede? Numai că toți trebuie să se închine. Și aici cuvântul spune, l-a ridicat în Valea Dura și împăratul a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mai mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători. Pare puțin obositor că e o repetare din aceasta. Împăratul cheamă pe toți cei care sunt miniștri prin toate regiunile pe care le-a pus organizate frumos ca imperiul să meargă bine și îi cheamă și aceștia vin cu poporul. Valea Dura e popor mult adunat. Cum să-i controleze? Și primul lucru aș vrea să observați aici, propaganda folosită de împăratul. Aici ne spune, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, a cavalului, a chitarei, a lăutei, a psaltirii, a cimpoiului și a tot felul de instrumente, iarăși o repetare care nu pare normală, dar e bine intenționată, pentru că aici e ceva care trebuie să facă o gălăgie enormă și să răsune valea aceea, ca tot să fie gata să se arunce cu fețele la pământ înaintea împăratului și a chipului turnat de el și să se închine. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Presiunile propagandei babiloniene sunt puternice. Întâi e mult popor, aici sunt demnitari îmbrăcați în tot fastul popoarelor de la care au venit, pentru că imperiul e mondial și Nebucadnețar, cu autoritatea pe care o are a forțelor armate, poruncește să se închine, dacă nu, cuptorul aprins îi așteaptă. Și mai e ceva, împăratul acesta e Nebucadnețar. Și pentru evrei, când spune cineva Nebucadnețar, se scutură. E împăratul care a distrus Ierusalimul. E împăratul care a distrus templul. E împăratul care a arat pe locul preasfânt în care se aduceau jertfele pentru Dumnezeu cel adevărat și puternic. Împăratul acesta, în gândirea oamenilor, e mai puternic decât Jehova al evreilor, decât Dumnezeul care domnește la Ierusalim. Și poporul i-a alungat de la Ierusalim. Coloane întregi de refugiați, de emigranți, de robi, sunt duși să lucreze în Babilon. Ăsta e Nebucadnețar care poruncește. Observați puterea propagandei care s-a făcut. Aici e ceva care e covârșitor, copleșitor. E o nebunie să te opui la așa ceva. Și aici spune cuvântul că s-au găsit trei tineri. Întâi că propaganda și fanfara și chitarele și cimpoaiele și tot felul de instrumente de muzică care s-au făcut acolo erau ca să influențeze pentru închinare. Dar poporul e înțesat. În popor sunt oameni ai împăratului care ascultă ce vorbesc oamenii. Pentru că întotdeauna când sunt adunări din acestea mari, e și pericol mare de răscoală.
Și împăratul știe, acolo, dincolo, în regiunea aia sunt nemulțumiri. Dincolo, iarăși, atâtea plângeri primește de acolo. Duceți-vă și are împuterniciții, spionii lui împăratul ca să cerceteze. Și cuvântul vine și spune, în clipa când au auzit tot poporul, sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au venit. Vorbirea e foarte dulce, foarte miroasă. Să trăiești veșnic, împărate. Ai dat poruncă după care toți care vor auzi sunetul trâmbiței și iarăși toate instrumentele și să se închine chipului de aur. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului. Erau demnitari aceștia, erau puși în înălțime ca să dirigeze ținuturile, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate, ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Aude Nebucadnețar și se întărâtă, mâniat, Nebucadnețar și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și pe Abednego. Aici aș putea să spun că dacă era Alexa Popovici aici să vă vorbească, v-ar fi spus de o întâlnire la Arlu, că erau întâlniri în care, ca să fie și mai reprezentative, chemau preoți, predicatori, ca să fie acolo. Și la o întâlnire din acestea, poate știți întâmplarea, un țâșbâș s-a ridicat și strigă, slavă lui Stalin, slavă lui Stalin! Și toată sala începe să scandeze, nu numai să strige, dar și cu bătăi din slavă lui, parcă mi-e și rușine să spun ce spuneau. S-au ridicat în picioare, fratele Alexa, mai era un Adorian, oameni sfinți, mai erau de la creștini după Evanghelie, unul Ion bătrân a voivodeni. Noi stăm jos, eu nu strig asta. Eu nu pot să strig slavă lui Stalin, numai unul căruia îi strig slavă. Și pentru că au vorbit între ei așa, au rămas jos. La galerii erau cei care erau spionii, ca și aici. Toată lumea scandează, toată lumea strigă, toți sunt așa exaltați. Stalin e mare, Stalin e puternic. Dar aici, pe o bancă, sunt vreo cinci care stau jos. Și nu numai că stau jos, dar nu bat nici din palme și nu spun nimica. A doua zi, chemați toți la departament. Voi sunteți niște contrarevoluționari, voi sunteți niște dușmani ai poporului și toate celelalte. Acolo au avut ocazia să le spună celor, noi nu strigăm slavă lui Stalin. Oricine ar fi el și orice alt om, noi nu strigăm și nu spunem slavă oamenilor. Așa ceva a fost aici. Și Nebucadnețar se întărâtă și le spune, în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, în adinsoare nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum, fiți gata, vă mai dau o șansă. Așa de mărinimos e de Nebucadnețar ăsta, vă mai dau o șansă. Observați ce bun sunt cu voi.
vă mai dau o șansă la sunetul trâmbiței cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimboiului și toate celelalte, să vă închinați, să arătați aici că vă supuneți. Și în timp ce vorbește împăratul, cei trei, nu știu, unul din ei sau toți deodată, îi fac semn împăratului: împărate, nu, noi n-avem nevoie să-ți răspundem și nu ne mai da timp, că nu ne închinăm, nu vrem. Ai spus în adins, ei, în adinsie, noi nu vrem să ne închinăm. Și la faptul că presiunea era cumplită, și eu îmi dau seama că tinerii din vremea noastră și aceștia care cântă în fanfară sunt în presiuni cumplite la școală, sunt în presiuni probabil cum le-am avut noi acolo când eram scoși în față, pocăitul, religiosul, că ce e tatăl tău? E predicator, așa cu gura jumătate, că parcă ne era rușine să spunem. Eu spuneam profesor, că era profesor la seminar. Și când auzea profesor, e, atunci profesor, unde-i profesor? La seminarul teologic baptist din București. Și făceau ochii mari. Mai sunt din ăștia? Așa ca și cum suntem din altă lume, din altă epocă. Fratele meu, Lianu, care e aici în fanfară, unul din cei mai în vârstă din fanfară, nu cu intenție, dar când l-au întrebat ce e tatăl tău, a spus, e tâmplar. Tâmplar? În București. Și cum tâmplar? La ce atelier? Zice, nu știu, dar toată ziua repară scaune. Fratele Popovici, ca să nu cheme pe alții, repara scaunele de la seminar și le mai lipea, mai băga un cui acolo. Și băiatul lui, zice, ăsta e tâmplar, tâmplar. Și după aia și-au dat seama, nu-i tâmplar, măi, ăla-i directorul seminarului, nu. Dar eram ca și din altă lume, pentru că nu ne închinam chipului cioplit. Aici e una din presiunile cumplite, sociale, pentru tineri. Și Șadrac, Meșac și Abednego spune, împărate, nu trebuie să ne mai dai timp. Chiar de nu s-ar, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scape din mâna ta, împărate. Să nu crezi că ești așa de mare și de tare. Dumnezeul nostru e mult mai tare. Și cum s-au gândit ei, vin și spun, dar chiar dacă nu ne scoate, că el nu îi ascultă la ce îi spun eu și nu îi după cum e voia mea, el face ce vrea și nimeni nu poate să-l întrebe de ce face așa. Chiar dacă nu ne va scoate, noi nu ne închinăm. Ce e frumos aici e că nu e unul, nu sunt doi, sunt trei. Și aș vrea să spun aici ceva despre părtășia pe care Domnul o vrea între noi. Vrea să ne legăm așa mult de unul de altul și asta înseamnă părtășie, legătură. Șadrac, Meșac și Abednego, uitați-vă ce des e numit aici grupul acesta de trei, în capitolul 3 de la Daniel. În adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, versetul 16, Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns. Versetul 16, Șadrac, Meșac și Abednego au luat din nou cuvântul, peste tot Șadrac, Meșac, cei trei sunt una, sunt legați, sunt uniți, nu se despart unul de altul. Și aici e cheagul și frumusețea părtășiei noastre la oaltă. Când suntem la oaltă, suntem ca și un lanț al dragostei lui Dumnezeu. Alpiniștii când se urcă în sus ca să fie siguri că nu cade unul, să se leagă unul de altul,
și unul are țărușii înfipți în stâncă și de funie aceea se ține și cu el îi ține și pe ceilalți și ei stau și urcă împreună pentru că împreună vor să ajungă la vârf. Odată, o istorisire scurtă e dată de o mamă, întreabă pe fiul ei, tu nu te duci cu ceilalți? Ce nu că se duc la bowling? Se duc la bowling și la bowling nu-i păcat așa, că nu e, numai se fumează. Acolo atâta înjurătură, e complet, parcă intri în iad și eu nu vreau să mă mai duc cu ei. Și nu te mai cheamă prietenii, nu mă mai cheamă că au văzut că nu-mi place. Și mama se uită la el și îi spune, știi ce, tu ai un prieten, cheamă-l aici. Vă fac o friptură și stați voi doi și sunteți împreună. Să nu stai singur. Singur, da, cu Domnul e în rugăciune, legătură, dar singur în părtășie, caz în depresie. Așa de grea e starea când nu e cineva care să fie lângă tine, chiar să plângă cu tine dacă ești negaz. Mi-aduc aminte de un frate, i-a murit fiica în țară. I-a murit fiica și el nu putea să meargă, era în vremea comuniștilor. Și m-am dus la el, am coborât în basement unde era și l-am văzut năcăjit. M-am așezat pe pat lângă el, el plângea, i-am pus mâna pe umăr, la teahurel, uită-te la Domnul. El te întărește și alte cuvinte nu i-am mai spus. Și am stat cu el. Au trecut de atunci vreo 35 de ani. Și întotdeauna când mă întâlnesc, parcă îmi spune, frate, nu-i dimineața aceea când ai venit lângă mine să stai să plângi cu mine. Că altfel nu știu ce făceam, mă nebuneam. Și aici mama îi spune, cheamă-l pe prietenul tău și stați aici împreună, mai cântați ceva, mai citiți ceva din cuvânt, dar să nu fii singur. Aici sunt trei care sunt legați într-o legătură sfântă. Te scapă Dumnezeu și din cuptor. Și noi cumva citim cuvântul, dar nu mai simțim teroarea aceea a ispitei. Simțim noi oare ce a avut Avraam atunci când primește într-o noapte, adu pe fiul tău, pe singurul fiu al tău, pe fiul făgăduinței, pe cel pe care îl iubești tu, adu-l ca jertfă. Și Avraam, fără să comenteze, fără să discute, se duce și pleacă cu fiul, cu robii, până la Moria, trei zile, trei zile de coșmar, de ispită care macină, care roade, care o stare în care trebuie să se gândească. Dar cum se poate Dumnezeu, pe care îl cunosc, prietenul lui Dumnezeu, el să-mi ceară mie să-l aduc aminte, dar în Isaac sunt toate făgăduințele pe care mi le-a promis. Să poate Dumnezeu să se nege pe sine și să-l aduc ca jertfă pe Isaac și la evrei. Găsim singura soluție pe care bătrânul Avraam a putut s-o scoată. Nu există altă soluție, nu știe, nu poate să explice, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Dar cumva, dacă Dumnezeu care a făcut făgăduința în Isaac și mi l-a dat pe Isaac și acum mi-l cere pe Isaac, trebuie să existe undeva o portiță prin care el să rămână adevărat și totuși credincios. Și singura soluție a lui Avraam, știți care e? O să-l învie din morți.
Și la Evrei, capitolul 11, ne spune, asta e soluția pe care Avraam a avut-o. Și noi citim, dar nu ne dăm seama câtă frământare e în inima lui Avraam în legătură cu aceasta. Un Dumnezeu care iubește și un Dumnezeu parcă luptă împotriva mea. Dumnezeu care făgăduiește și parcă luptă împotriva făgăduinței. Puteți înțelege așa un Dumnezeu? E un Dumnezeu al nostru. Și aici cei trei se uită cum sunt legați, îi leagă și atunci niște vlăjgani puternici îi aruncă în cuptorul în 57 ori mai tare. Și cuvântul ne spune că era așa de mare fierbințeala, că cei care i-au aruncat în cuptor, ei au fost arși. Și acum urmează minunea. Minunea pe care o face Dumnezeu și o știm aici. Acești trei care au fost aruncați în cuptor, au fost legați cu izmenele, cu cămășile, cu mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului. Shadrach, Meșac și Abednego au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Și urmează ca și cum o pauză ca să înțelegem surpriza mare. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat, s-a uitat să vadă în cuptor și a luat cuvântul și îi întreabă pe sfetnici, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei, da. Și îi răspunde, greșit împărate, și acum împăratul, iarăși ia cuvântul, e bine, eu văd patru oameni umblând, slobozi, în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Aici împăratul se uită, e mirat, poate înfricoșat, dar uitați-vă la realitate. Se rup funile, au fost legați. Hainele nu ard, deși cei care i-au aruncat sunt ei mistuiți de foc. Și Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului și mai spune odată, Shadrach, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, altfel vorbește acum. Altfel vorbește despre Dumnezeu. Nu, ce Dumnezeu vă poate scoate din mâna mea? Ieșiți afară și veniți încoace. Mi-aduc aminte când am fost la... În 89, eram cu fratele Tipei de la Frații Penticostali în Bucovina, de nord, în Chișinău, lângă... Și în Cernăuți, de fapt, în Chișinău, în Cernăuți s-a întâmplat la o biserică fără autorizație când am fost. Dar ce vroiam să vă spun era la Chișinău. De la Chișinău ne duce până la Bălți un frate, fratele Mâță, și... Când plecăm din Chișinău, acolo a fost cina, am avut ceva daruri să dau, am întrebat pe păstor la săraci și plecăm și fratele șofer ne spune, suntem urmăriți. Bine, dacă suntem urmăriți, ce dacă suntem urmăriți? Am ajuns la graniță o coadă enormă. Ajungem noi și acolo ne întreabă, viza? N-am nicio viză. Cum n-ai viză? Ne-au luat pașapoartele la hotel unde stăm și n-aveți nimic. Nu, n-am nimic. Și atunci ne scoate înapoi și ne duce la post. Și îl ia pe Tipei într-o cameră și pe mine într-alta. Și stăm vreo două ore și îi explicăm. Că am fost acolo, am vrut să vedem pe frații din Bălți, am vrut să-i vedem și...
și cam după o oră și ceva, îmi vine mine o idee, stai dragă, ăștia vor să ne sperie pe noi, stai să-i sperii eu pe ei. Și vin iarăși, că mergeau, dădeau raportul unde e asta și iar veneau. Și voi știți cine sunt eu? Fac eu pe cocoșul. Voi știți cine sunt eu? Și ei, nu. Eu sunt președintele Asociației Baptiste din Statele Unite ale Americii, Canada și Australia. Jumătate din glob era al meu. Și ei se uită. Dumneatale, vorbeau cu interpret. Știam că înțeleg foarte bine ce spun. Doar ca să aibă timp să mai gândească în capul lor ce... Și da, eu sunt președinte. Și ați făcut un lucru grav și pentru Republica Moldova și pentru statul sovietic și pentru tot lagărul, că ne-ați oprit de la graniță și acum ați venit să mă anchetați. S-au dus în spate și iarăși să vorbească și eu m-am gândit, se pare că strategia asta e mai bună decât să stau cu pălăria în mână și să tremure ei, nu să tremur eu. Și au venit și știți ce mă întreabă? Dacă vreau o cafea. Vreți o cafeluță? Zic, după două ore, după ce mă stați aici, acum vreau o cafea? Cu frișcă și cu zahăr să fie. Am scăpat până la urmă, că sunt aici, însă vreau să vă spun, de multe ori strategia vrea să ne sperie. Și aș vrea să vă spun, curaj! Domnul Iisus ne spune, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Mai tare e degetul lui Dumnezeu decât toate forțele și ale Pechinului și ale Kremlinului și ale Washingtonului și toți cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Să nu ne fie teamă, pentru că suntem de partea Domnului. Și dacă Domnul e cu noi și noi suntem pentru El, cine poate să fie împotriva noastră, strigă Apostolul Pavel. Aici e harul lui Dumnezeu. Și pentru că timpul s-a dus deja și n-aș vrea și voi să fiți supărați pe mine și poate că dacă nu sunteți supărați, mai vin atunci aici. Însă dacă trebuie să închei și încheierea e nu numai că au scăpat din foc, nici măcar hainele n-au mirosit a foc. Cu ce i-a învelit Dumnezeu? Să n-aibă nici temperatura focului, să nu fie ars și umblau. Și vă spun așa, dacă umblă, eu când umblu sau mă rog sau cânt. Vreau să spun sau să mă cert cu cineva, dar cânt sau mă rog și ăsta e un har să poți face. Și eu cred că cei trei umblau. Umblau pe jar, ca Domnul pe valuri altădată. Valurile care înfuriau pe apostoli, îi speriau pe apostoli, îi îngrozeau pe apostoli, sunt valurile care sunt sub picioarele Domnului. E mai tare ca valurile, e mai tare decât jarul aprins. Și uitați-vă, nu numai ce frumos vorbește împăratul Nebucadnețar, cuceritorul Ierusalimului, cuceritorul lumii întregi, omul cu armatele care au biruit toate oștile vrăjmașe. Șadrac, Meșac și Abednego, binecuvântat să fie Dumnezeul vostru, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului, îi felicită că au călcat în porunca împăratului. Și lucrul la care aș vrea să vă subliniez, iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă, ar fi care va vorbi de rău, pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Nebucadnețar nu știe teologie. N-a făcut seminarul.
și nu poate să spună prea mult de Elohim despre care vorbește cartea lui Moise, despre Jehova Ire, despre Jehova Shama, dar știe ceva. Dumnezeul lui Avram, lui Shadrach, Meshach și Abednego. A ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că îi cunoaște acum pe cei trei. Și mă rog să pornească o revoluție în lumea noastră. Nu o revoluție să dărâmăm guverne și să facem legi, nu mai știu ce, ci o revoluție în care poporul să vină cu fața înspre Dumnezeu și să-L recunoască ca adevăratul Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, Hristos Mântuitorul și Duhul lui Dumnezeu care să locuiască în noi. Și cum pot lucrul acesta, eu care nu s-a așa însemnat, uitându-se la mine să ajungă lumea să spună, Dumnezeul lui Valentin, Dumnezeul emigrantului eluia, Dumnezeul exmatriculatului din școli, Dumnezeul alungatului, e mai tare decât toate guvernele. Și în Valea Dura răsunetul să fie de acum, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avraam, lui Shadrach, Meshach și Abednego. El e adevăratul Dumnezeu. Și mă rog ca și noi, suntem mici, suntem slabi, suntem săraci, dar strigăm cu fruntea în soare, Dumnezeul nostru e Dumnezeul veacurilor, El e stăpânul și binecuvântat să fie, da, e vrednic Cel care a fost junghiat, Cel care a pătimit pentru noi să primească toată puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și toată mulțimea îngerilor să se unească cu noi și să spună slăvit să fie Domnul, pentru că are acolo pe niște oameni care ridică mâna în sus și nu se închină, nu vor să recunoască pe alt Dumnezeu decât pe Dumnezeul adevărat al cerului și al pământului, și al inimilor noastre. Domnul să ne ajute. Amin.